Republica Moldova a refuzat să prezideze Comunitatea Statelor Independente în 2017, motivând prin probleme de ordin financiar. Potrivit lui Yuri Ushakov, asistentul președintelui rus, întrucât țara noastră a refuzat președinția comunității, atunci, potrivit ordinii alfabetice, această funcție îi revine Federației Ruse. El a mai menționat că la summitul CSI de la Bishkek, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, planifică să vorbească și despre prioritățile Rusiei în contextul acestei președinții. Presa rusă scrie că delegația țării noastre la summit este condusă de premierul Pavel Filip și asta pentru că președintele țării, Nicolae Timofti, a refuzat invitația. Astăzi, la postul TV RTR Moldova, la ora 19, va începe un nou sezon al emisiunilor Vineri cu Anatolie Golea. Redutabilul jurnalist va atrage din nou atenția telespectatorilor cu tematici stringente și discuții captivante între invitați. Împreună vor încerca să dezbată cele mai arzătoare probleme pentru cetățeni și să găsească răspunsuri și păreri vis-a-vis de acestea. Invitatul emisiunii de astăzi va fi președintele Partidului Socialiștilor Igor Dodon. Cetățenii ruși care locuiesc pe teritoriul Republicii Moldova vor putea vota pe 18 septembrie pentru alegerea deputaților în Duma de Stat a Adunării Federale a Rusiei. Ambasada rusă la Chișinău și-a exprimat intenția de a deschide pe teritoriul țării noastre 25 de secții de votare. Menționăm că la Tiraspol vor fi deschise 5 secții de votare unde cetățenii trebuie să se prezinte neapărat cu pașaportul rusesc. În ajun de ziua scrutinului, mai mulți tineri din regiunea transnistreană au mărșăluit pe străzile orașului Tiraspol în cadrul unui flashmob și au îndemnat cetățenii să se prezinte la secțiile de votare pe 18 septembrie. Kroll, ăsta este un audit. Despre Kroll se vorbește foarte mult, dar el nu merită nimic. La noi sunt organizații de audit mai puternice care ar putea face acest audit, fără Aiurel și fără Kroll. De această părere este președintele PCRM Vladimir Voronin. Într-un interviu pentru Moldnova.md, liderul comunist a mai spus că furtul din bănci a fost un proiect special, având ca scop acapararea banilor din Banca Națională a Moldovei. Această activitate a fost foarte bine gândită, acest atac asupra BNM. Scopul a fost să o falimenteze pentru a fi privatizată și pentru a fi distrusă, pentru că banca de stat, doriți ori nu doriți, ia un procent oarecare sau mai mult, îl ia din posibilul procent pe care ar putea să-l aibă băncile comerciale și cei care și-au deschis bănci comerciale au fost cointeresați ca banca de stat să nu activeze. Dar cum să nu activeze? Dați să o falimentăm, a mai spus Voronin. Precizăm că a doua parte a raportului Kroll e posibil să apară la anul viitor, așa cum declara speakerul Adrian Candu, care de altfel a făcut public și conținutul primului raport unde destul de des este pomenit numele lui Ilan Șor. 107 de denumiri de preparate medicamentoase vor reapărea în farmaciile din țară. Ori Comisia pentru Importul Produselor Farmaceutice Neînregistrate, vital necesare Sistemului Sănătății, a eliberat autorizații în acest sens. Printre medicamentele care au fost autorizate se numără, de exemplu, Keppra, care este un antiepileptic, Fotil și Taflotan, picături oftalmice, Fenistil, gel pentru arsuri ușoare, Eufilin, folosit pentru bolile pulmonare, sau Viburcol, care are efecte analgezice, antiinflamatorii, proprietăți sedative și spasmolitice. Mai mulți artiști și interpreți din țară au semnat un apel către magistrații Curții de Apel Chișinău în care solicită ca ședințele pe cazul fostului președinte al PLDM Vlad Filat să poarte un caracter public. Conform declarațiilor celor două părți ale procesului, nici acuzatorii, nici învinuitul nu au ce ascunde. Este important ca toată societatea și mass media să cunoască care sunt elementele, probele sau pseudoprobele din acest dosar. Pledăm pentru un proces liber așa cum trebuie să se procedeze într-o țară cu adevărat democratică, se mai spune în apel. Menționăm că atât apărătorii lui Filat cât și deputații PLDM au cerut de nenumărate ori ca ședințele de judecată să fie publice, însă de fiecare dată au fost refuzați. E frumos, e celebru pentru specificul său și foarte benefic pentru sănătate. Lacul Ursu din județul Mureș, care este înscris în lista monumentelor naturale ale României, este cel mai mare lac heliotermic din lume. Apa lacului deține proprietăți unice în întreaga Europa și este recomandată pentru băi în tratarea diferitelor afecțiuni reumatice, endocrinologice sau cardiovasculare. Și nămolul ce se formează pe fundul lacului este folosit în diverse tratamente. Lacul și-a primit denumirea în virtutea faptului că forma sa amintește de o piele de urs.